Bună, sunt Elena și bine v-am găsit sau regăsit pe canalul meu. Astăzi vă vorbesc despre romanul La capătul lumii și în țara aspră a minunilor, semnat de Haruki Murakami. Romanul este publicat în anul 1985 și la noi este tradus la editura Polirom. În două luni diferite, două personaje trăiesc propriile drame. Watashi este un bărbat care se ocupă cu sondarea informației. Rolul acestuia în societate este prelucrarea informației care îi se oferă, aceasta fiind criptată la nivelul creierului său. Watashi duce o existență destul de banală până în momentul în care serviciile lui sunt solicitate de către un bătrân savant care pare să fie un pic nebun. După ce lucrează pentru acesta, viața lui Watashi se schimbă pentru că brusc apare un grup de persoane care îl vânează. Într-o realitate paralelă, Boku este un bărbat care ajunge într-un oraș ce este împrejmuit de un zid. Paznicul îl informează pe Boku că acesta trebuie să se separe de umbra sa pentru a putea locui în oraș. Totuși, pentru Boku lucrurile sunt destul de neclare, bărbatul simte că îi lipsește o informație și că nu își amintește ceva vital. Separarea sa de umbră reprezintă un pas important în viitorul bărbatului. Deși cele două povești încep în două puncte diferite, romanul se axează foarte mult pe modul în care povestea lui Watashi se întrepătrunde cu povestea lui Boku. La capătul lumii și în țara aspră a minunilor de Haruki Murakami este un roman fascinant prin modul în care misterul planează asupra personajelor principale. Ambii bărbați, Watashi și Boku, duc o viață destul de banală până în momentul în care pierd ceva. Watashi își pierde libertatea, iar Boku umbra. Ambele sunt elemente vitale în existența celor doi și acest aspect îi schimbă pentru totdeauna. Totodată declanșează o serie de evenimente care îi fac pe Watashi și pe Boku să se întrebe cine sunt de fapt și care este rolul lor în societate. Ambele personaje încearcă să dibuie adevărul, iar această căutare îi va duce în cele mai bizare împrejurări. Mi-au plăcut foarte mult lumile pe care le construiește Haruki Murakami. Watashi se trezește în țara aspră a minunilor și se întreabă ce se întâmplă. Pentru el, existența este schimbată în totalitate și bărbatul trăiește totul din jur prin intermediul cuvintelor și a sunetelor. Boku se trezește la capătul lumii, unde existența umană este predestinată sfârșitului, totuși oamenii există într-o anumită atemporalitate pe care bărbatul nu o poate explica. Autorul pune accent pe modul în care cele două personaje navighează prin noua lor realitate. Watashi este înecat în sunete și cuvinte, iar Boku trăiește într-un prezent plin de muzică și culoare. Am apreciat construcția personajelor și modul în care poveștile lor se întrepătrund. La fiecare pas, misterul pare să se accentueze, chiar dacă răspunsurile par să fie la o aruncătură de băți. Haruki Murakami pune accent pe magia care plutește în aer, pe hazard și pe capacitatea omului de a se adapta la cele mai neobișnuite împrejurări. Dacă vă place realismul magic, ideea de lumi paralele și personajele simple cărora li se întâmplă lucruri extraordinare, vă recomand acest volum. Atât pentru astăzi, să aveți o zi cât mai frumoasă! Pa, pa!